Am revenit în direct, dragii mei, vă reamintesc, invitat alături de mine, domnul Adrian Voican, prim vicepreședinte ANAT România. Așadar, am lansat provocarea, domnule Voican. A existat vreun guvern care să facă ceva concret, care să lase niște urme pozitive în turism? Dacă ne gândim la cei 25-26 de ani care au trecut și ne gândim ce miniștri am avut, în primul rând o să ne dăm seama că n-am avut decât de două ori minister al turismului. O dată condus de Dan Matei Agaton, de mult, și de el e legată, pe de-o parte, privatizarea bună, proastă, blamată, așa cum a fost ea făcută în România și după care funcționăm noi astăzi, să zicem, cu bune și cu rele. Avem încă hoteluri în Neptun nenorocite, părăsite, lovite de bombe și care au rămas așa, datorită acelui tip de privatizare, și avem, iată, Venusul reînviat după o perioadă tot așa de cădere, de ani și ani de zile, care odată a înflorit. Și mai ne aducem aminte din acea perioadă că de câte ori avea câte o idee foarte interesantă, seara era la televizor, era foarte popular, toate televiziunile îl invitau și ne-am ales cu niște fantasmagorii de gen Vestita Stațiune Europa, Dracula Park, palmieri în loc de meri pe litoral și așa mai departe. Deci, pe care le-a pus cineva în practica asta cu palmierii. Și au murit, că nici turcii nu s-au apucat să-și paveze cu meri ca să fie mai interesant. Nu cum, cu pruni, scuzați-mă. Așa. Deci a fost foarte multă formă fără fond. Au fost foarte mult comunicare pozitivă, simpatică, dacă vreți, și de impact, dar fără fundament. În acea perioadă nu existau niște planuri adevărate și am mai avut un ministru la fel de controversat, pe Elena Udrea, despre care pot să vă spun doar atât. A fost dintre puținii oficiali care ne-a chemat și a zis: măi, industria turismului, voi ce vreți? Ce vă doare pe voi? Și am spus și noi atunci, vrem promovare, bani de promovare, vrem legea etichetelor de vacanță. Și a ieșit ceva în urma durerilor acestora. Da, avea atunci destul de multă putere, încât, deși se opuneau Ministerul de Finanțe și alții din aceștia, că li se părea că în loc să economisească bani la buget, cheltuiau bani de la buget, un calcul din acesta foarte simplist, în care nu vezi când sunt mai mulți termeni ai adunărilor și a scăderilor acolo, a trecut. Faptul că a venit criza în 2009, faptul că funcționarii publici și angajații la stat n-au beneficiat pentru că au fost măsuri de austeritate, a frânat foarte mult, poate 80% sau 90% din valoarea acestor măsuri. De-aia măcar atunci ne-a întrebat: ce vreți voi? După acel principiu foarte simplu, noi politicienii cu imaginea că am făcut niște lucruri, rămânem cu o imagine pozitivă, dar voi să rămâneți industria cu niște legi sau cu niște structuri de funcționare de care să vă bucurați voi. Din păcate, doamna Udrea a rămas cu imaginea precum Eva cu frunza. Aia foarte scumpă. Lumea, dacă se gândește la mandatul de ministru, la frunza aia se gândește a doamnei Udrea, fiecare... Daniel, percepe așa cum vorbeam mai devreme că România este o patalbă. Dacă spui România, virgulă, nu mai știi ce să spui după virgulă, iar acea frunză, acel logo, fie el putea să fie albastru, roșu, verde, violet, putea să fie o frunză, o căprioară, o rotiță, nu contează. Trebuie să ai un logo, trebuie să te regăsească, să te recunoască cineva. Are 80%, după părerea mea, a fost un lucru bun și a fost făcut cu consultanți, specialiști de marketing din străinătate. Acum, ce reprezintă frunza aia, avem și noi o treabă de făcut mai departe. Absolut. Dar a fost cam scump atunci, cu milioane de euro pentru o frunză. Daniel, suntem cărcotași. Am avut 75 de milioane fonduri europene în care am cheltuit câteva milioane pentru frunză, iar restul i-am risipit, dar nu știm pe ce. Și pe unii i-am pierdut, măcar că nu i-am rămas. Și pe unii i-am pierdut pentru că nici măcar nu i-am cheltuit și ni i-au luat pentru că n-am fost în stare să-i cheltuim. Puteam să promovăm orice. Și m-a întrebat de ministre, ministri și ministere. În rest, n-am avut ministere în România. Nu, turismul agenție. A fost la ȘI. A construcțiilor și a turismului, a transporturilor și a turismului, a întreprinderilor mici și mijlocii și al turismului, economiei și al turismului. Acum, în guvernul Borc, pentru prima oară, turismul nici nu mai figurează. Trebuie să-l întreb: domnule Borc, unde e turismul? E la mine. A, bine, dar nu ne spui și nouă undeva, că să știe lumea că... Ce înseamnă asta? Nu avem o mândrie cu turismul. Dar este elementar, e declarație de intenție, că înțelegi, ca și guvern, valoarea turismului. Când e de spus ceva despre turism, apare ministrul bulgar al turismului, la noi nu avem ministru, apare un președintele ANT sau un secretar de stat. Multe. Deci nu avem viziune și nu avem un minister al turismului. Indiferent din ce partid, indiferent din ce conjunctură politică, România are viitor în turism,
în vânzoleala asta, în circulația asta de oameni internațională, să n-ai un minister al turismului ca și cum ai vrea să oprească cineva la tine și n-ai făcut parcare și semn de oprire. Nu are unde să oprească pe dreapta la tine pentru că nu ai un minister al turismului să spui pentru noi e important. Gândiți-vă că în guvern, dacă n-ai un ministru al turismului, nu deschide nimeni vorba despre turism. Deci n-apucă să vorbească la masă. Sunt alte lucruri, sunt importante. Avem tot felul de lucruri importante de discutat. Turismul nici nu deschide gura dacă n-ai un minister. Ești ordonator terțiar de credite. Hei, hei. Și oricum în guvernul ăsta trecător al nostru chiar nu se ocupă nimeni de asemenea fleacuri, ca să punem în ghilimele. Ei oricum mai au zilele numărate, câteva luni, mai stau pe acolo și își pregătesc. Și asta de ani de zile. Da. Fiecare de când vine are zilele numărate. Între bagaje, așa. Turismul a fost ca în aeroport. Ar fost bine, totuși. Voucherele astea, ce înseamnă ele? Că ar putea să însemne. Așa cum sunt tichetele de masă, suntem foarte familiarizați cu ele de ani de zile, așa există și legea voucherelor de vacanță. Se numeau... care nu prind nici pe departe. Întâi a fost o ordonanță care a fost puternic limitată în practică datorită crizei și austerității bugetare și probabil că se vindeau pe an 2 milioane de euro tichete de vacanță în anii 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. În 2015 au dat o lege mai bună, au înlocuit ordonanța cu o lege, dar n-au spus cum se aplică și un an de zile s-a pierdut complet din punctul ăsta de vedere. E adevărat că unii poate nici n-au înțeles. Atunci când vrei să dai bani oamenilor, ca angajator vrei să dea bani oamenilor, atunci când dă un leu salariu, trebuie să dea și 75 de bani la stat. La 1000 de lei, 750 de lei pleacă la stat. Marele merit al voucherilor de vacanță e că nu sunt impozitate decât cu 16%. Deci e un câștig extraordinar din punct de vedere al costurilor pentru o întreprindere. Și simțim acest lucru în 2016, chiar dacă nu se vede așa cu ochiul liber, să zicem, foarte multe companii, întreprinderi, medii de data asta și mici, au venit către noi cu vouchere de vacanță, le-au oferit. Să mai înțelegem ceva, fiind criză, toată lumea tăia din salarii, tăia din beneficii. Deci era contra curentul, era contra momentului istoric să dai tichete de vacanță. E adevărat că aveau impozit mai mic, totuși era o cheltuială și mai avea și un pic de impozit. Le tăiai. Însă de când economia își revine și se vede că și-a revenit 2015-2016 puternic, primul lucru pe care vrei să-l dai, vrei să dai niște beneficii cu costuri suplimentare cât mai mici. Corect. Și atunci voucherele de vacanță sunt importante. Întreprinderile mari sau companiile mari internaționale care nu au suferit așa de mult pe criză, au folosit-o ca beneficiu întotdeauna. Dar acum întreprinderile medii și mici dau aceste vouchere de vacanță și noi simțim că ele vin spre noi nu în cantitate mult mai mare, dar de la mult mai mulți beneficiari, de la mult mai multe întreprinderi angajatori care au dat aceste vouchere. Dar instituțiile bugetare, instituțiile publice folosesc sistemul ăsta? Aici sunt două feluri. Pe de o parte, legea spune clar, dacă vrei să dai prime de vacanță, trebuie să dai vouchere, nu mai dai bani oamenilor, pentru că nu le folosesc, pentru că nu merg în vacanță, pentru că își plătesc rate cu ele, pentru că pleacă la țară, pentru că. Și oricum sunt impozitate, cum spuneam, cu 75%. Și e foarte bine că cei care dau trebuie să dea voucher de vacanță. Pe de parte, care sunt limitate la 6 salarii, știm, peste 6.000 de lei poți să dai pentru un om. Foarte bine. Pe de partea cealaltă însă, pentru funcționarii publici sunt în continuare oprite. Legea spune să le dai, dar pe de partea altă, administrativ, dacă n-ai bani, nu le dai deloc. În schimb, acei angajați la stat, care sunt autofinanțați, care au bugete proprii, poate să le dea bine mersi. Și se întâmplă astfel de companii care, deși au capital de stat, au propriile lor bugete, nu sunt funcționari publici, ei primesc vouchere de vacanță. Ele unde pot fi cheltuite și în ce sistem? Ce face omul cu voucherul? Ia voucherele de vacanță, sunt ca la fel, analog cu tichetele de masă, cum te duci să-ți cumperi de mâncare pe tichete de masă, la fel vii cu vouchere de vacanță într-o agenție de turism sau chiar la un hotel, dar mai degrabă la agenția de turism că e lângă casă și poți să-ți alegi divers. Și îți cumperi o vacanță în România. Un pachet de vacanță care poate să presupună nu doar cazare, ci și transport sau evenimente mai complexe de tip cazare plus un spectacol, un eveniment sportiv. Orice pachet complex care cuprinde și cazare, cel puțin o noapte, e pachet turistic și poate fi plătit cu vouchere de vacanță. Cred că în momentul în care ele vor fi date pe scară largă și în zona bugetară, vor însemna
cam ceea ce s-a gândit și probabil că de acolo va merge și în zona privată o extindere a fenomenului. Mă gândesc eu că s-ar putea întâmpla așa. Gândiți-vă că Ungaria, care e un pic mai la vest și poate să fie o sursă de inspirație pentru noi, are 10 milioane de turiști străini, aproape comparabil cu populația, 7 milioane cu 10 milioane, și care se bazează foarte mult pe aceste vouchere de vacanță. În întâlnirea pe care o menționam mai devreme cu oficialitățile din turismul românesc și ai Organizației Mondiale Turismului, am lansat eu personal această idee foarte provocatoare apropo de viziune. Sunt țări care au mai mulți turiști decât e populația lor. Iată Franța, 46 de milioane de locuitori, 64 sau aproape 68 de curând de milioane de vizitatori. Pentru noi pare ceva SF să ne gândim că am putea să avem 20 de milioane de turiști. Cât are România? Declarat în jur de 2 milioane de turiști străini. Deci, cred că un obiectiv... Intră și suporterii la meciuri care vin. E greu de spus. Am făcut o pauză pentru că statistica în România e complicată și că depinde cum vin cifrele, că uneori îi confunzi cu vizitatorii care intră la graniță, alteori cu cei care s-au cazat. Nu avem cifre statistice deloc să ne bazăm pe ele. Da, avem o estimare. Dar dacă cifrele oficiale le luăm în considerare, că nu avem altele, asta este, și ne gândim că avem circa 2 milioane de turiști străini, ar trebui să avem pe un termen, nu mâine, Daniel, nu mâine, nu la anul, dar pe un termen de 10 ani ar trebui să ne gândim să avem 20 de milioane de turiști străini, pentru că sunt multe țări care au mai mulți turiști decât propria populație. Iată Croația, o astfel de țară. 2 milioane jumate de locuitori și au ajuns aproape la 4 milioane de turiști străini care îi vizitează. Nu trebuie decât să ne deschidem, vin ei singuri. Nu trebuie să le punem frâne, nu trebuie să fim noi neîncrezători în noi înșine. Trebuie să dăm un semnal. Avem un minister al turismului și ce ne mai trebuie foarte important lângă Ministerul Turismului? Asta e 50%. A doua este că datorită acestei instabilități politice care va continua probabil în România, nu avem nicio speranță că va fi un ministru care să fie vreo 20 de ani, să fie un fel de geniu și să-l ascultăm toți cu gura căscată și să conducă turismul românesc peste dificultăți drept spre marele succes. Nu sperăm asta. Atunci trebuie să creăm o structură, așa cum există și în alte țări, că n-am inventat-o noi aici, care să supraviețuiască acestor schimbări politice. Ea se cheamă un parteneriat public-privat între autoritatea centrală și asociația de promovare turistică, în care sunt autorități locale, agenții de turism, la hoteluri. Noi, din păcate, structura asta este foarte dezechilibrată, în sensul că asociațiile patronale din turism fac cam tot ce ar trebui să fie făcut în această combinație despre care vorbiți dumneavoastră cu autoritatea publică. Nu se poate. Banii sunt la public, deci fără bani nu se poate face nimic și banii sunt în domeniul public, dar să-i cheltuiască niște funcționari din minister sau niște conducători politici pus pe 2-3 luni acolo, păi sunt activități sau evenimente turistice care se desfășoară odată la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, trebuie să ai o viziune pe termen lung. O, la noi bugetele sunt de pe un an pe altul. Nici nu poți să-ți prevezi în buget participa până în decembrie, când n-ai bugetul aprobat, participarea în ianuarie sau februarie la târgurile mondiale de turism. Deci dacă nu există un parteneriat public-privat în care patronatele și asociațiile de promovare turistică locale să spună, uite, aici trebuie să pui banii, ăia mulți puțini care sunt, ministerele o să-i cheltuiască aleator, într-un fel sau altul. Deci există un organism care să fie condus de zona privată și care să spună unde să cheltuiesc banii. Așa există și în țările importante, așa există și în Germania. De ce trebuie să facem noi altfel, mai ales că nu funcționează după 20 de ani? Mai schimbi când vezi că ceva nu merge, nu? Așa ar trebui. Cum este acest sezon estival și privim întâi către litoral, nu? L-asociem cu litoralul Mării Negre. Dacă ne gândim la litoralul românesc și la vacanțele în România în general, având în vedere că de curând am condus o ședință a Comisiei de Turism Intern a ANAT, adică toți tur operatorii, agenții de turism care fac turism intern în România, creșterile au fost declarate ca foarte mari, așa la jumătatea drumului, pentru că s-ar putea ca ceea ce am vândut în prima parte a anului să fie pierdut în... Să fi vândut pe înscrieri timpurii, să fi vândut mult mai devreme. Dar tot locurile alea, că se termină acele locuri și probabil că pe total creșterea pe care o
o estimăm noi va fi la final de an de vreo 30%. În acest moment este de vreo 50%. Parte pentru că s-a cumpărat mai devreme, parte pentru că se vinde mai mult și mai bine și că sunt produse de calitate superioară și probabil că din cauza aceasta sunt și mai scumpe. Adică dacă erai, aveai un hotel de 2 stele care acum e de 4 stele, anul trecut vindea cazare simplă sau cu mic dejun, acum vinde cu all inclusiv, cum se întâmplă în 3, 4, 5 hoteluri din zona Jupiter-Venus, sigur că și încasările sunt mai mari. De aici vin diferențele. E un an foarte bun, probabil cel mai bun din ultimii 8 ani, dacă lucrurile merg bine până la final. Contează, s-a vorbit mult de acea amenajare a plajelor, de acea investiție extraordinar, importantă. Daniel, noi românii suntem cârcotași, nu suntem suspicioși, o dăm pe glumă, o dăm pe mișto. Investiția în plajele litoralului românesc este, după părerea mea, cel mai important lucru care s-a făcut de la construirea acestor stațiuni, de la stabilopozii și de la golfurile făcute de Ceaușescu în anii 60. Nimeni n-a mai făcut nimic de asemenea amploare și valoare. Pentru că aceste plaje sunt făcute nu de români sau într-un mod superficial. Am înțeles că au fost implicați și cei care au construit vestitele insule din Qatar, din zona arabă. S-a făcut o licitație internațională, au venit firme olandeze, dar i-am văzut lucrând. Toată iarna am fost pe acolo, eram și noi curioși și ne uitam cum lucrează. Nu mai funcționa acea idee de pe vremea lui Ceaușescu cu hai să aducem un vapor de nisip din Sahara. O idee copilărească și nostimă. Ci și-au găsit nisipul în largul mării, câteva sute de metri mai în față, nave speciale care trăgeau nisipul, îl puneau, au pus niște blocaje ca să nu-l tragă apa înapoi. Deci avem plaje mai late cu 100 de metri, în acest moment în Mamaia, în Constanța, care deodată a devenit, iată, un punct de atracție și o stațiune. Aveam niște hoteluri, dar nu prea aveau unde să faci plaje. Acum avem. Și eforie nord. De la Belona la Steaua de Mare. Să simțea nevoia și neforii, ajunseseră plajele evident. Jenante. Dar să vezi ce interesant e pentru zona de sud, pentru că lucrurile încep din toamnă din nou, în a doua etapă, pe zona de sud, și vom ajunge până spre Vama Veche și gândiți-vă la o stațiune, de exemplu, cum e Capa Aurora, pe vremuri strălucitoare, măcar și pentru numele ăsta drăguț. S-au priceput la naming părinții noștri când au făcut stațiunile astea cu pietre prețioase, diamant, opal, safir, rubin. Era chiar interesant și cosmopolit. Da, acolo se juca tenis, era verdeață. De ce? Plaja era catastrofală. Absolut, dar și anii trecuți, acum câțiva anișori și poate și acum, nu știu. Vorbim. N-am mai fost în zonă de 2-3 ani. Plaja trebuie făcută, dar în momentul când vei avea 100 de metri de plajă acolo, hotelurile cu arhitectură specială care poate fi modernizată și două dintre ele deja s-au vândut și așteptăm să fie refăcute în perioada următoare, cam în 2 ani de zile Capa Aurora va continua în Florida care vine acum dinspre Venus, spre Jupiter. Și în investiții hoteliere, cum spuneam, dar și în partea aceasta de servicii, de all inclusive, de amenajare, pune mare presiune acum pe autoritățile locale să schimbe și să modernizeze și stațiunile în sine. Trotuarele, spațiile verzi. Infrastructura, da. Și presiunea va fi mare pentru că investitorii au băgat 10 de milioane de euro acolo și cu siguranță vor pune presiune pe autoritățile locale. Deci litoralul se mișcă foarte bine anul acesta. Haideți să privim puțin și către alte zone, alte zone de țărm. Extraordinare, care s-au dezvoltat și au atras întreaga lume, întreaga Europa. Nu mai departe de Turcia. Grecia, bine, tradițională, Turcia. În ambele țări au fost mari tulburări politice, mari probleme. Turcia, de un an, doi încoace, este extrem de frământată de atentate. Acum avem parte de ceva ce nu credeam că s-ar mai întâmpla în perioada asta și în Europa. Noi zicem că Turcia e în Europa, deși s-a cam întâmplat în zona asiatică. Ankara e capitala Turciei, este în partea asiatică, o încercare de răsturnare de guvern în Turcia. Și vorbim pe de altă parte despre poate cea mai importantă zonă de litoral care a crescut în ultimii ani din neant așa, din nimic. Turcia și-a pierdut la un moment dat turiștii ruși în urma unui conflict care era să degenereze, un conflict militar. Mai este Turcia o zonă turistică și în ideea asta cât contează acum în lume pentru turism siguranța? Extraordinar de mult. Gândiți-vă că turismul are la bază niște investiții foarte mari, construiești hoteluri, vorbim de zeci de milioane de euro, poate sute de milioane de euro, sunt și construcții de 1 miliard de euro în lumea asta,
dedicate turismului și sunt destul de inflexibile. Nu prea poți să dărâm și să schimbi clădirea în fiecare an, că se schimbă trendul mondial. Deci trebuie să le gândești pe perioadă lungă și ai acest risc al securității. Dacă e pace și liniște, toată lumea vine și te vizitează. Un element de atracție extraordinar. Da, Turcia are 40 de milioane de turiști. 40 de milioane de turiști. Și face din turism o treime din PIB-ul României. Astea sunt cifre. Iar cum au făcut, că ai spus că dintr-o dată, într-adevăr, Daniel, spre deosebire de greci care s-au bazat pe tradiționalismul lor, pe istoria lui, și nu s-au diferențiat foarte clar. Nu prea știi să spui într-un singur cuvânt ce înseamnă turismul grecesc. Noi zicem că e complex, dar să știi că atunci când vorbim de marketing e bine să spui repede și simplu. Cea mai rapidă mașină, Ferrari, știi? Cam așa e povestea. Așa și aici. Cinstelor inclusiv, au zis, unde cei mai mulți bani? Cinstelor inclusiv. Asta a fost Turcia. Cei mai mulți bani pe mâncare, cei mai mulți bani pe cazare. Hai să facem, că tot n-aveam. Aveam un țăr de mare ofertant, hai să facem. Încă o lecție, că potențialul nu înseamnă totul. Potențialul trebuie și valorificat. Noi avem potențial de neplictisim. De când eram copii, ne se spune la școala de potențialul turistic a României. Da, dar potențialul nu înseamnă că îl și pui în valoare și faci bani cu el. E, turcii au făcut-o la superlativ. Au ignorat și istoria. Crezi că ei n-au istorie? Ba da. Dar o vezi pe headlines-urile, pe propunerile de top pentru turism? Mai degrabă vezi istoria romană. Au... Da, n-au fructifică până Antalya, ceva de genul. N-au vechea Anciră. Vorbim de Ankara. Știm noi că e vechea Anciră. Puțin. Am citit puțin mai... Nu ies în față cu asta. Ce e cel mai profitabil? 5 stele all inclusiv. Cei mai mulți bani pe mâncare, cei mai mulți bani pe cazare. Avion scurt. Și Antalya s-a dezvoltat extrem de mult. Ne doare ce se întâmplă acum în Antalya, pentru că românii s-au învățat. 100.000 de români merg acolo și sunt permanent 1.000 sau... până la 10.000 de turiști sunt acolo, români. Senzația mea că vor fi mai mulți după atentatele astea, pentru că e o scădere a prețurilor, înțeleg. Acum, Daniel, e trist ce se întâmplă acolo, dar pe de parte de altă trebuie să înțelegem că zona este sigură la 700 de kilometri de tulburările din Istanbul și nici în Istanbul n-a murit toată lumea. Iar pericolul e lângă noi, Doamne ferește, oriunde mergem. Vreți să mergem în vest? Mergem la Paris? Mergem în Belgia? Oriunde suntem cu sabia deasupra capului. Trăim vremuri nebune în care siguranța este o chestiune relativă. Dacă până acum nu erau atinse zonele turistice și prin capitale să lansa Bruxelles, Madrid, Paris, atentatele astea, iată că avem de-a face cu o lovitură în inima turismului francez la Nisa. E o realitate la care nu putem să venim atunci știutori să spunem ce se întâmplă. Constatăm și ne adaptăm. Cu siguranță, circulația nu se oprește. Dacă ne gândim la filmele pe care le-am văzut din perioada războiului, oamenii circulau și în trenurile alea nenorocite cu SS-ul lângă ei. Trebuie să circule. Emană din ființa umană necesitatea ardentă a călătoriei. Că e pentru vacanță sau nu și că te-ai învățat cu pericolele. Până la urmă cineva spunea că în război unde îți găsești cea mai mare siguranță? Când a căzut o bombă, te bagi groapa de bombă. Deci există și această practică de a te duce exact după atentate în anumite zone, pentru că nu o să se repete imediat un nou atentat. Securitatea e la cote maxime, alarma este extraordinară, toată lumea e înarmată până din și cu ochii în patru. După o lovitură de stat să ne ducem direct. Nu o să fie două, ați văzut vreodată în istorie două lovituri de stat una după alta? Nu, dar s-ar putea să reușească aia. N-a reușit din prima. Acum la turci asta cu lovitură de stat e deja cumva tradițional, nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. De la ieniceri au... Da, cred că și înainte. Da, da, anii 70, aveau tradiția asta 80, avem. Schimbau sultanii. Deci, probabil că unii care sunt mai sensibili și sunt eventual mai speriați, dar nu în sensul rău, pur și simplu sunt mai prudenți, renunță sau schimbă destinația. Iar ceilalți care văd că oriunde te duce nu ești safe și că nu se întâmplă două bombe în aceeași groapă, se pot duce acolo profitând de vacanță. Mai ales că n-a fost în Antalya, e la 700 de kilometri distanță. Am discutat cu oameni care fac turism și i-am întrebat, ați merge în Turcia, în Antalya? Zice, dacă aveam bilet, mergeam. Dar dacă ar fi să-ți cumpere acum bilet, acum n-aș mai cumpăra. Sunt împărțite părerile. Cu siguranță că turismul în Turcia va fi afectat. Și nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Pentru că sunt prea multe lovituri. Turcia au o capacitate extraordinară de a-și reveni după șocuri dramatice. Dar ar trebui să și învățăm din lucrul ăsta. Unu, ar fi foarte bine să nu ne lăudăm. Am văzut că există tendința ca românii să laude. Noi suntem o țară sigură.
Mă, nu e bine. E bine că suntem o țară sigură, dar nu e bine să ne batem în piept cu asta. Ar fi bine să ne vedem de treaba noastră, să fim o țară sigură și să tăcem, să lăsăm pe alții să ne leagă, că de câte ori te bați cu pumnul în piept, să nu atragi pericol. Las-o așa cum e, că e foarte bine așa. Ce ar putea să-i se întâmple turistului român sau străin care vine în România mai periculos? Să nu funcționeze apa la baie. Daniel, să nu discutăm despre subiectul ăsta. Părerea mea este să nu discutăm, ne bucurăm că e așa. Cum ai spune, să nu te servească, știi, bine. Cum ai spune, toată lumea în jurul meu e bolnavă, numai eu sunt sănătos. Uite ce sănătos sunt. Nu e bine să spui lui. Lasă așa, bucură-te că e sănătos. Mai te cocârjezi nițel așa. Așa, poate... mai modestie, puțină modestie. Avem cu ce să ne lăudăm. Putem să ne lăudăm cu Delta, putem să ne lăudăm cu oamenii, putem să ne lăudăm cu cultura. Nici măcar nu cred că trebuie să ne punem cenușă în cap atât de rău. Vai de ce rău stăm noi cu infrastructura și n-avem toate autostrăzile gata. Ok, n-avem. Portugalia, o țară cu 10 milioane de locuitori, are 32 de autostrăzi. Ok, asta e. Sunt într-un plus. Noi, dar nici noi nu suntem chiar așa de rău. E cam inflație acolo, da. Nu suntem chiar așa de rău. Nu pentru asta n-avem noi turiști, că n-avem... Noi ne dorim pe a patra. Noi dorim pe a patra și ne dorim să facem străzi bune, să se circule, dar obiectivul e mai important decât drumul până la obiectiv. Să nu schimbăm corect prioritățile. Dacă te duci să vezi nu știu, apusul de soare în Tunisia, în deșert, nu trebuie autostradă până în deșert. Trebuie să te duci cu jeepul și să faci praf, că asta e imaginea, experiența pe care o vinzi. Nu drumul. Ne justificăm noi, ne găsim noi scuze de ce nu facem cu ce avem și ce putem azi și vrem să lăsăm copiilor sau nepoților noștri să facă ei când vor avea 400 de autostrăzi. Poate nu mai ai ce să vezi pe vremea aia. Hai să facem optimist și cu energie ce putem să facem acum, că avem foarte multe lucruri pozitive. Dacă la tunisieni emblematic e praful ăla, la noi sunt gropile. Adică vii în România ca să te zgudui pe gropi. Daniel, da, turismul la iurtă cum ți se pare? Îți trebuie autostradă ca să ajungi? Există turismul ăsta? Da, există. Că în Mongolia. Eu nu știu, nu știu cum ajungi în Mongolia, că am înțeles că merge trenul acolo și circulă vreo 4 zile de la noi până... Sau ne plânge de circulația din România? Păi, hai, cine dintre noi? O parte dintre noi am fost în zona asta. India, Sri Lanka, Nepal... Frații mei, sau China, mă gândesc. Când îți spune, te duci cu mindset-ul făcut, cu ideea că 100 de kilometri te gândești repede la București, Pitești, ori acolo 100 de kilometri faci în 4 ore, deodată îți dai seama că viața e altfel. Noi ne mișcăm repede. Și cu trenurile alea pline de... Da, cu mașina. Malarie, de bacterii. Da, stau ca ciorchinii, dar mașinile circulă cu maxim 30 de kilometri pe oră și dacă ai de făcut un continent întreg, sigur trebuie să zbori cu avionul, n-ai ce să faci cu mașina. 100 de kilometri deja e o provocare, cum ai ajunge la noi, la Iași sau la Sibiu. Dacă ne gândim la pericolele astea, nu neapărat terorismul, iată de pildă virusul Zika. Nu știu, cred că începe să taie din turismul care poate nu e legat foarte tare de Europa, dar Statele Unite, turismul în zona Americii Latine. Turismul în zonele emergente se va dezvolta puternic. Gândiți-vă că în acest moment ar trebui să privim spre viitor. Sărim peste niște etape, cum am spus, am stat niște ani pe loc, blocați în imobilismul nostru pe anumite domenii, la un moment dat acumulările astea au bufnit și ne-am dus foarte sus și pe turismul de sănătate și în alte părți. Hai să ne pregătim pentru turismul chinez. În lume, media cheltuielilor pentru un turist e în jur de 1.000-1.100 de dolari. Chinezii cheltuiesc 1.800 de dolari. Sunt niște turiști extraordinar de dezirabili. Dar noi avem de schimbat ceva în mintea noastră, că vorbeam de guvern. În primul rând, sistemul de vize. Și zborurile. Dacă favorizăm zborurile directe și schimbăm acest sistem de vize, s-a dovedit că această motivație facilă, domne, nu vă legați de sistemul de vize, că țin de securitatea țării, vezi, avem probleme? Păi au venit milioane de imigranți în Europa care au venit fără niciun act. Fără vize, da, fără acte, așa e. Fără niciun act. Nu neapărat fără vize, fără acte, da. Iar cei care au făcut probleme erau din generația a doua, erau deja cetățeni în țările respective, părinții lor. Născuți acolo. Deci, hai, cu ce ne apărăm, de ce ne apărăm? Vreau să spun că, vă dau un exemplu, mie mi-a plăcut extraordinar Florența, ca destinație turistică. Extraordinar. E mai concentrată, Roma e foarte mare, până apuci să vizitezi. Florența le ai pe toate acolo. Și elegantă. Super. Plină de chinezi. Când spun plină, înseamnă că era sufocantă.
din punctul ăsta. Acum nu joacă, toți erau chinezi, că ei cam seamănă în zona asiatică. Dar peste tot îi vedeai și așa cum spune, să strecurau până cotloane, pe scărițe, și într-adevăr, iată... Și ce ne-au spus chinezii? Am stat de vorbă cu ei, oficialitățile chineze, și ne-au spus, vă înțelegem că la voi e greu, vă înțelegem că și noi înțelegem sistemul ăsta comunist, rigiditate, apărare, securitate, dar de fapt nu e securitate pentru securitate eficientă, ci securitate de dragul securitate. De-aia nu se poate, de-aia nu vă dăm vize. Nu că nu vă dăm, dar nu suntem transparente, nu știm cât durează, nu știm cât se eliberează, nu putem să le... De ce nu putem să aplicăm online pentru vizele alea? Cerem toate documentele de care ai nevoie, ți le trimit online de acasă, spunem într-un termen pe care mi-l dai de o săptămână sau de două că mă primești sau nu mă primești și spunem de ce. Corect. Și lasă-mă să vin. Chinezii mi-au spus, noi am dat ordin și la noi toate vizele se ocupă în 72 de ore. Punct. Deci tot pe sistem autocrat. Și farma în mână. Așa? Dar în sensul bun de data asta. Avem nevoie de tot de la americani, care sunt cei mai paranoici în domeniul securității în acest moment. Obama le-a dat 17% aveți sarcină să crească numărul de vize acordate, pentru că la 45 de vize acordate se face un loc de muncă. Ei sunt foarte sensibili la numărul de locuri de muncă. Ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii, mai avem un minut și aș vrea în acest minut să ne faceți două propuneri de destinații turistice, un fel de destinația verii 2016, una în România, una în afara României. Poți să aleg două în România? Venus, așa? A doua stațiune de pe litoral, mulți ani de zile copilul bătut și ignorat al litoralului românesc, este stațiunea numărul 2 după Mamaia, acum ai trecut în fața stațiunii Eforiei Nord. Și a doua este Felixul. 5 stele, turist de sănătate, servicii de înaltă calitate, complexe, de înaltă valoare. Iar lumea e largă. Și noi mergem în străinătate, nu vindem numai vacanțe în România, și noi călătorim și aproape și departe, și în Bulgaria, și în Asia, și în America, și în Africa. Vedem toată lumea, dar să ne iubim țara și să o promovăm cu viziune și cu încredere. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru tot, pentru prezența în studio, pentru că ne explicați că trebuie chiar și așa să ne iubim țara, să învățăm ușor-ușor să ne iubim fiecare în pătrățica lui. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și noi, de aici de la Will TV, vă îndemnăm să vă iubiți și să ne iubim cu toții țara și vă dorim o vacanță plăcută și sigură. La revedere! Revedere!